Pentru un weekend, Brașovul s-a transformat în Silicon Valley. Numai importante din tech și de la Hollywood au venit pentru un party spectaculos de Halloween. Angelina Jolie este unul dintre cele mai mari nume de la petrecerea fastuoasă. Actrița este așteptată să ajungă astăzi în România și să se cazeze la un hotel de lux din Brașov. De asemenea, au mai fost remarcate personalități cunoscute din lumea tech, precum Peter Thiel, cofondatorul platformei PayPal, sau Sergey Brin, cofondatorul Google. Însă numele cel mai des vehiculat este cel al lui Elon Musk. Noul șef de la Twitter ar urma să ajungă și el tot astăzi în România. Managerul de marketing de la Brand, Alexandru Prișcu, a vorbit în direct la Alef News despre ce urmează să se întâmple diseară la castel. Ceea ce pot să vă spun este că zilele următoare noi avem niște evenimente, sunt corporate, nu avem nimic privat sau nu avem nimic dedicat vreunei persoane fizice. Sunt evenimente pe care noi le organizăm de 13 ani, iar lista participanților nu ne este comunicată. Nu avem absolut nimic oficial legat de participarea vreunuia dintre aceste două persoane la vreun eveniment la Castelul Brand. Printre invitații la petrecere este și actrița suedeză Julia Sandstorm. Aceasta a ajuns vineri la București înainte să plece spre Brașov, unde a avut și o plimbare cu elicopterul. Actori de la Hollywood și oameni importanți de afaceri din Statele Unite petrec acest weekend de Halloween la Brașov. Printre numele cunoscute care au apărut deja, precum Peter Thiel, celebrul investitor american care a devenit miliardar prin investițiile la PayPal și Facebook, a ajuns cu elicopterul și actrița Julia Sandstorm din Chick Fight. Ea și-a ținut fanii de pe Instagram la curent cu toate informațiile, ba chiar a și pozat biletul trenului care a dus-o către Brașov. O altă avocată celebră din Statele Unite, Megan Johnson, a postat un mesaj pe Twitter de la București la Brașov, la Bran. Petrec Halloween-ul sus, în munții Transilvaniei. Nu m-am gândit niciodată că voi putea vedea castelul Bran cu ochii mei, mai ales într-o vacanță care înseamnă atât de mult pentru mine.